Acest program conține plasare de produs. Pilot, lider politic, veteran al războiului de pe Nistru, profesor, fost deputat și consilier prezidențial. Toate acestea sunt meritele unui singur om. Eroul ediției de astăzi este Sergiu Mocanu și vom încerca să aflăm de la dumnealui cum să combin viața publică cu profesia de pilot, dar și cum se vede situația social-politică de la noi din țară, din avion și din epicentrul ei. Domnule Mocanu, de-a lungul timpului ați ocupat mai multe funcții publice. Cum ar fi corect să vă prezentăm telespectatorilor noștri și celor care ne urmăreze pe rețelele de socializare? E greu să găsesc eu acum. Prezentați-mă pilot. Eu, dincolo de toate funcțiile mele publice, aia a fost și rămâne lupta mea pentru o cauză, dar pasiunea vieții mele este aviația. Dacă vă mulțumesc foarte mult că v-ați interesat de acest domeniu, aviația generală în care sunt eu, eu sunt pătimit de aviație, știe toată lumea, și dacă în acest film o să mă prezentați ca pilot și lumea o să mă vadă din alt punct de vedere, o să fiu bucuros. Iar funcțiile publice, sigur că sunt o parte din viața mea, ca și toată lupta care am dus-o de la bun început în mișcarea de eliberare națională, războiul, pe urmă după război, activitatea mea publică în calitate de deputat, de alte funcții pe care le-am avut, dar eu rămân patima vieții mele, este aviația. Și eu întotdeauna spun că dacă am ajunge într-o bună zi ca viața publică din Republica Moldova și în special politica să fie la fel de sigură ca aviația, cred că viața în Republica Moldova ar fi altă. În spațiul public sunteți o persoană destul de cunoscută, dar la sigur sunt lucruri pe care nu le știm despre dumneavoastră. Ce ar trebui să cunoaștem? Să cunoașteți că eu sunt un om foarte împătimit de aviație. Eu, de mic copil, am vrut să devin pilot. Eu, după clasa 8, am vrut să plec la o școală militară de aviație. Maica mi-a interzis să mă duc. M-am supărat pe ea atunci, dar pe urmă, după asta, îi sunt recunoscător toată viața mea, pentru că eu m-am regăsit în aviația generală. Și această ocupație, la ora actuală, este o parte din viața mea. În spațiul public sunteți perceput ca o persoană incomodă pentru unii. Cred că pentru foarte multă lume, dar eu mi-am ales să fiu incomod. Asta este alegerea mea. Unii jurnaliști evităm să vă invite la emisiuni sau să scrie despre dumneavoastră. De ce s-a creat această frică de Sergiu Mocanu? Da, probabil că eu am provocat această situație, pentru că eu am fost întotdeauna un om direct și nu am căutat niciodată să plac cuiva. Și faptul că ziariștii evită să mă invite, probabil că este o problemă a lor. Fie că fiecare dintre ei are un complex nu știu de care, fie că nu au interesul ca viața publică să abundă de subiecte interesante. Despre mine se poate spune orice. Eu sunt persoană controversată, că sunt prea acid, că sunt prea, știu eu, incisiv. Dar nu se poate spune că eu nu spun niște lucruri interesante, pentru că asta o recunosc toți. Eu trăiesc o viață frumoasă în aviație, unde vin oameni frumoși și oameni pe care îi văd că se manifestă cumva anapoda în viața publică și în politică, atunci când vin să zboare cu mine, par mai frumoși. Dar să știți, acum să vă spun încă un lucru, foarte mulți oameni acum, în special rețelele de socializare, le-au dat tot felul de imagini, cum au stare de greață sau ceva de genul ăsta, și eu spun, zic că în viața publică, cei care au ca și cum greață de la ceea ce le spun eu, cam același, iar alții le place ce le spun eu în viața publică, cam același lucru se întâmplă în aviație, pentru că foarte mulți au senzații de vomă când zboară, deci nu din cauza mea, ci din cauza stării pe care o au în avion. Și zic că eu fac o glumă și spun, zic, cum e în viața publică, așa e și în aviație. Cu
cunoaștem că sunteți veteran al războiului de pe Nistru. Da, sunt veteran al războiului de pe Nistru. Am fost comandant adjunct de carabinieri în perioada războiului. Am fost 4 luni la război, am fost rănit la război și sunt cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare. Povestiți-ne puțin despre aceste evenimente. Deja va fi 30 de ani de la declanșarea acelui conflict. Eu am plecat conștient la război pentru că eu eram oarecum, mă simțeam și responsabil cumva, pentru că eu eram un membru activ al Mișcării de Eliberare Națională și în momentul în care eu eram vicepreședinte a Comitetului Executiv Raional Cantimir și eram responsabil de mobilizare în virtutea decretului dat atunci de președintele Republicii Moldova, eu i-am mobilizat și eu, practic, chiar dacă nu m-a chemat nimeni la război, eu am rămas cu acești oameni în tranșee. La început, eu povestesc și asta nu e doar o legendă, este adevărat, băieții care au luptat cu mine știu foarte bine, la început ei erau foarte supărați pe mine, adică chiar au fost câteva conflicte, că eu am vrut limbă și alfabet, iar ei pentru cei ce am făcut noi intelectuale, ăștia sunt nevoiți să lupte din cauza noastră în tranșee cu frații lor cu care făcuse armata sovietică. Eu n-am făcut armata sovietică, iar polițiștii care luptau alături de noi erau cei care cu un an în urmă stătuse în fața noastră în cordoane de miliție ca să oprească activitatea noastră de luptători împotriva Uniunii Sovietice, iar fusese milițieni sovietici. Și toată chestia asta la război a fost un spectacol cu multe răsturnări de situații, dincolo de lupta noastră pentru pământurile noastre, pentru independența Republicii Moldova. Și eu, cum vă spuneam, deci eu am fost responsabil de mobilizare și eu am simțit responsabilitatea asta să rămân cu ei în tranșee. Eu am riscat foarte mult ca ei să mă respecte. După asta, mulți dintre ei, ăștia care erau cu mine, cântau alături de mine treceți batalioane române Carpații și mă acopereau cu corpul lor și spuneau: comandirul, tu nu trebuie să mori, tu trebuie să rămâi cu noi și tot așa. Domnule Mucanu, cum ați ajuns să pilotați avioane? Eu povestesc tuturor care mă întreabă, care îmi pun aceeași întrebare, că eu la vârsta de 9 ani am făcut primul salt al meu cu parașuta. Am făcut o parașută dintr-o cuvertură și am sărit din podul casei. Nu s-a deschis. Pe urmă, toată viața mea am visat să devin pilot. Zburam în vis până să ajung să devin pilot. Am ajuns să fiu pilot atunci când am mers în aeroclubul Chișinău, fostul DOSAF. Pe perioada sovietică a fost un club al armatei, mai degrabă nu era al armatei, dar de sprijin al armatei. Și acolo, în aeroclub, am început să fac salturi cu parașuta, până într-o bună zi când am avut un accident de parașută, mi-am frânt piciorul, dar până acum am amintirea acelor vremuri când făceam salturi cu parașuta, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și, pe urmă, încet am devenit și pilot, cei ce vreau să devin, atunci când a apărut posibilitatea. Pilotajul pentru mine astăzi poate fi și o modalitate de a fugi de realitatea sumbră și cenușie din țara noastră? Mai puțin, cred că da. Nu neg faptul că pentru mine asta este un refugiu. Este un refugiu și eu, faptul că eu zbor mă face pe mine să fiu mult mai independent, mult mai liber și să văd lucrurile un pic altfel. Adică nu numai de faptul că le văd direct de sus altfel, dar și pentru faptul că această ocupație pe mine mă duce doar din lumea intrigilor, luptelor și așa mai departe. Și eu în această aviație chiar m-am regăsit. Eu, dacă aș putea să-mi dedic viața doar în aviație, cred că m-aș ocupa numai de aviație. Alta e problema că eu în viața asta am o cauză pentru care lupt și indiferent câtă lume o împărtășesc, oricum asta fac. Care este vârsta de la câți ani poți pilota și
până la ce vârstă e limita? Foarte bună întrebare. Deci un tânăr la vârsta de 16 ani poate începe să se familiarizeze cu aviația. Poate veni într-un aeroclub. Eu vorbesc teoretic acum, pentru că practic e mult mai complicat, pornind de la costuri. Și... Deci la noi mai greu, dar în România, în țările care au înțeles ce înseamnă aviația, un tânăr poate veni în principiu într-un aeroclub și aici la fel, numai că costurile aici sunt altele. Deci poate veni într-un aeroclub și să înceapă să zboară cu un instructor, să se familiarizeze, să învețe, să studieze, pentru că sunt mai multe domenii de studiat. Un pilot, în primul rând, trebuie să cunoască foarte bine geografia, trebuie să cunoască meteorologia, trebuie să cunoască astea discipline obligatorii. Dar cea mai importantă, trebuie să cunoască fizica și aerodinamica, să înțeleagă procesele aerodinamice. Eu, mine m-a ajutat faptul că eu am făcut o facultate de fizică și matematică. A fost foarte simplu să însușesc și să-mi dau seama natura zborului, cunoscând aerodinamica, învățând-o chiar aerodinamica la fizică. Dar și pentru un om care nu este neapărat cu 10 pe linie la fizică sau foarte bun la fizică, eu cred că este accesibil să înțeleagă, lui trebuie să înțeleagă natura zborului, adică cum apare forța portantă sub aripă, de ce acest aparat mai greu ca aerul să țină în general în aer, care sunt procesele, știu eu, care îl fac să-l țin în aer. Plus, spuneam, meteorologia, să înțeleagă factorii meteorologice, atât chiar și astăzi, punctul de rouă, știu eu, legea lui Bernoulli, mai sunt niște lucruri pe care trebuie să le știi de meteorologie, geografia ca și navigație, pentru că noi chiar dacă zburăm acum cu GPS-uri, meteorologie, deci navigație este o chestie importantă pe care un pilot în aviația generală trebuie să o cunoască. Dacă în aviația civilă ei zboară pe hărți Jepson, pe hărți aeronautice doar. Noi zburăm și cu hărți geografice, adică noi zburăm vizual și zburăm urmărind relieful. Și factorul uman, factorul psihologia umană, tot trebuie să o cunoască un pilot. Și deci la vârsta de 16 ani până la vârsta de 18 ani, vârsta majoratului, în principiu un om la vârsta majoratului își poate lua licență de pilot. De pilot începător sau de un pilot privat, după care să începe să... Eu asta și-i sfătui pe tineri, să nu meargă direct acolo unde devin, știu eu, robii unor companii aviatice și devine pilot al aviației civile, pentru că licența lui aparține unei companii aviatice, el trebuie să zboare foarte mulți ani pentru ei și mai departe. Dar să înceapă de la zero, să înceapă să devină pilot în aviația generală, să se instruiască și până la urmă să ajungă să devină și operator de zbor, cum sunt piloții aviației civile. Deci, în sensul ăsta, v-am spus, vârsta de 16 ani este cota de la care pornim, vârsta de 18 ani este o altă limită, deci deja de maturitate, iar de zburat, piloții pot zbura până cât le permite lor sănătatea. Eu am cunoscut un pilot de 87 de ani, care avea pe bordul avionului un Beechcraft american, un avion foarte bun produs în 44, și eu l-am, când el a aterizat la noi la Chișinău, l-am întrebat, who is older? Și el era mai vechi decât avionul. Și mi-a povestit despre faptul că el a fost pilot în două războaie, a luptat deci ca pilot militar, dar pe urmă, când a ieșit la pensie, pensia i-a permis să-și cumpere un Beechcraft, un avion aproape de epocă, și să zboare în toată lumea cu acest avion, și avea 87 de ani. Este adevărat că la vârsta lui de 87 de ani avea niște restricții de sănătate, adică nu mai putea să-și ia pasageri la bord și nu mai putea să zboare deasupra localităților. Ca să înțelegeți, în aviație, medicina e o chestie foarte importantă și un pilot trece examene medicale de fiecare dată. Eu trec cu inima strânsă de fiecare dată examenul medical, pentru că am deja înaintez și eu în vârstă, dar îmi păstrez sănătatea, pentru că știu că sănătatea mea este condiția ca să zbor până la adânci bătrânețe. Dacă o să mă întrebați, o să vă spun și o glumă în sensul ăsta. Povestea un pilot de la Bacău, un prieten, un cunoscut de la Bacău, care a fost test pilot la Bacău, că zburau el comandant de navă și un pilot secund într-un Antonov 2 din ăsta, care la noi este poreclit cucuruznic, este poreclit din perioada sovietică. El e un biplan mare, la vadul lui Vodă se fac salturi cu parașuta din el. Și ei zburau pe undeva prin Făgăraș, zburau cu avionul ăsta și zice că s-au luat cu vorba și s-au rătăcit. Adică, da, când te rătăcești, când îți pierzi orientarea așa, trebuie să găsești un punct de reper de la care să pornești mai departe. Adică să-l găsești pe hartă, să-l recunoști la sol și să-l găsești pe hartă. Mi s-a întâmplat situații din felul ăsta. Și în momentul în care l-ai găsit pe hartă, știi în care direcție să pleci dacă te-ai rătăcit. Acum, ei s-au uitat pe hartă, nu recunoșteau nimic. Au zis, băi, hai să vedem, zice, băi, poate coborâm jos și dacă lăsăm viteza mai mică, poate reușim să citim denumirea satului pe tablița asta care e
la marginea satului. Și s-au coborât, acolo erau niște linii de tensiune înaltă, erau foarte atenți ca să nu intre în vreo linie de tensiune înaltă și el îi spune: "Băi, pilot, secund, fii atent aici. Băi, tu te uiți în dreapta, eu mă uit în stânga, dar tu aveau cu ei încă un elev, un cursant, cum s-ar spune la noi, un elev care îl instruiau. Spune: "Băi, elev, tu fii atent, tu te uiți în dreapta acolo și citești pe tablița aia." Au intrat o dată, ăsta n-a reușit să citească. Au intrat a doua oară, n-au reușit să citească. Acum ăsta spune: "Băi, fii atent. Băi, noi mergem cu viteza cea mai mică care e posibilă. Te uiți, te rog, că uite, vine și noaptea și nu știu ce. Te uiți, citești ce-i scris acolo." Au intrat până când deja cu risc maxim, că erau liniile astea de tensiune de înaltă, au ajuns până aproape acolo. Zice: "Băi, citit, am citit, hei, slavă Domnului." Au tras manșa la ei, s-au ridicat sus: "Băi, ce era scris acolo? Ce bine ați venit." Da, bună glumă. Cât costă această plăcere să zbori cu Sergiu Mocanu? Eu, la ora actuală, am niște colegi, există acum o platformă de socializare pe Instagram, care se numește Aerotip. Acolo sunt niște băieți tineri care popularizează chestia asta și lumea vine și zboară cu mine cu zboruri introductive. Adică, acum, chiar dacă mă întrebați exact cât costă chestia asta, costă în limite rezonabile, lumea se adresează pe această platformă Aerotip și pot veni și să zboare cu mine. Eu glumesc și spun, cred că am măritat atâtea fete pentru că băieții vin să zboare fata lui cu avionul, ea se emoționează și când coborâm jos, el o așteaptă să-i propună căsătorie. Atât doar că trebuie să le spun băieților că fetele își dau seama. Eu cu câte fete am zburat care au fost cerute în căsătorie, le-am văzut că știau ele ce eveniment sunt în femeile, sunt mai pragmatice. Cunoaștem că ați avut recent un incident aviatic. Anul trecut. Anul trecut. Din păcate, în aviație se mai întâmplă. E tehnică și a fost un incident, un accident, dacă putem spune, care încă nu există un raport final pe acest incident. Deci eu zburam cu un avion de 4 locuri, aveam 3 pasageri la bord, e cunoscută deja situația, în care am avut o pană de motor. Motorul s-a oprit și eu am fost nevoit să fac o aterizare de urgență. Din păcate, înălțimea la care zburam eu nu era suficient de safe, cum spunem noi, de sigură. Deci eu am avut 9 secunde să iau decizia, am aterizat într-un land de grâu, a avut de suferit doar avionul, pasagerii au trecut așa și ei printr-un mic șoc, dar când i-a întrebat poliția că n-a fost o investigație polițienească pentru că n-a avut de suferit nimeni, dar când i-a întrebat a zis că ați avut vreun șoc ceva, nu, zice pilotul, ne spunea că tot o să fie ok și noi ne-am speriat deja când eram la sol. Ați menționat că practicați și saltul cu parașuta. Am practicat saltul cu parașuta. Dar un alt politician care are același hobby este Oazul Anton. Da. Da. Care este relația cu dumneavoastră? Având relație, același hobby. Deci în ceea ce ține de aviație avem o relație foarte bună. Eu sunt în sensul ăsta chiar ne înțelegem foarte bine. Mă înțeleg foarte bine și cu soția lui Oazul Întoi, Ludmila, care a fost și ea parașutistă și care a zburat cu mine și ce ține de aviație și de această ocupație, chiar suntem într-o relație foarte bună și ne înțelegem de jumătate de cuvânt. Ca și o ocupație politică mai complicat, eu chiar în spusele mele, dar cred că Oazul e un om care mă înțelege, îi spun și Oazul Întoisme din toate cele ce spune el despre Transnistria, acolo sunt și divergențe în ceea ce privim noi asupra lucrurilor, dar în ceea ce ținem de aviație, sper că el este aliatul meu, dar chiar știu că este aliatul meu. Și sperăm că împreună și cu Oazul Întoi și cu alții care sunt mai de mult timp în aviație, pentru că trebuie să știți că Oazul, dincolo de toate celelalte, este chiar un pasionat extraordinar de aer, de aviație și a dat mult din viața lui acestei ocupații și sper că suntem aliați foarte strânși în ceea ce vrem să lăsăm în urma noastră. Viorel, piciorul stâng aici, așa. Piciorul drept aici, pe asta roșu nu călcăm. Și aici, aici vă țineți și vă așezați. Așa, eu vă cuplez centurile de siguranță și vă fac instructajul. Deci, noi sunteți la bordul avionului TL-2000 Sting. Avionul este înzestrat cu parașute de salvare pe care o lansează pilotul în caz de distrugere a construcției avionului. Asta dacă întâlnim un elefant zburător care rupe cu trompa, de exemplu, o aripă. Glumesc pentru că cu asemenea avioane, dacă vorbesc și în rusă, cu asemenea avioane, asemenea evenimente nu au avut loc. Deci pilotul este instruit să aterizeze cu avionul la planare. Locul dumneavoastră e asigurat. Eu vă doresc un zbor plăcut. Din momentul ăsta, dumneavoastră nu mai depinde nimic. La revedere, ne revedem!
Texting 009 on Alpha holding point 3-4. Comunicare în engleză, în aviație. Doar în engleză, nu? Doar în engleză, da. Acum eu verific motorul. Lining up for 340029. Suntem gata? Gata, să zburăm. Let's go, spune satul meu. Așa, eu am decolat. Merge spre Chișinău, da? Asta e direcția spre Chișinău, da. Vereal, rezist? Eu caut indicatorul, bine ați venit. Ce viteză poate atinge? 300 de km pe oră este viteza. Dar e viteza 300 de km pe oră, e viteza pe care noi în engleză numim never exit speed, adică viteza pe care nu avem voie să o depășim niciodată. Dar viteza pe care ați atins-o dumneavoastră? A, 270, asta e o viteză obișnuită. Dar iar viteza aici nu prea contează, pentru că în aer vedeți că noi, iată noi acum avem 180 noastră, nu simțiți viteza asta. Câți politicieni în țara noastră au zburat cu dumneavoastră? A, nu știu, politicienii nu prea s-au făcut, nu prea au făcut rând la mine să zboare, nici nu mai știu. Dar cine? Poate nu, tu ai zburat cu mine. Domnul Mocanu, să trecem puțin și la viața de familie. Da, da. Cum este Sergiu Mocanu ca și familist? Haideți să vă spun că eu am avut, în familia mea am avut un stres foarte mare în 2009, atunci când Voronin a întreprins o acțiune violentă împotriva familiei mele. Au fost reținuți și arestați cei doi fii ai mei. Deci din momentul ăla eu am pus tabu pe tema asta, adică băieții mei, slavă Domnului, sunt bine mersi, dar viața mea particulară, în special, este una pe care eu o țin departe de ochii lumii, pentru că așa e corect. Eu îmi duc o viață liniștită, eu nu mi-am acumulat averi și nici nu prea, și nu că eu nici nu mă laud cu asta sau nici măcar nu... Spun așa cum este, eu mă simt bine într-un apartament de două camere, am un chiar stilul ăsta minimalist de viață, îmi place, nu știu cum ar fi fost, eu nu știu din ce își întrețin oamenii case mari, nu știu ce înseamnă asta și eu stau puțin acasă, eu acasă mă culberesc așa, să citesc ceva, să urmăresc ceva pe internet, iar sâmbătă și duminica eu de obicei sunt la zboruri. Care este reacția oamenilor când vă apropiați mai tare de casă? Dar mă străduiesc să nu-i sperii pe oameni, nu mă apropii prea tare și nici nu am voie foarte să-i hărțuiesc zburând pe deasupra, chiar pe deasupra caselor lor. Ce hobby-uri mai are Sergiu Mocanu, în afară de zborul? Zborurile sunt hobby, sunt meserie și sunt destinul meu. Eu, în afară de zboruri, îmi place să citesc și să scriu. Cred că până la urmă o să scriu niște eseuri despre război, scriu în virtutea faptului că am fost și jurnalist, o perioadă de timp am făcut editoriale la ziar, dar îmi place să scriu și cred că visez să scriu și despre aviație. Ce părți sensibile are Sergiu Mocan? Nu știu, e o întrebare complicată pentru mine. Sunt o fire emotivă, sunt o fire foarte emotivă. Eu mă consider un om foarte empatic și un om foarte emotiv, adică eu nu, adică ar fi să vorbesc prea personale lucruri, dar sunt un om, vă spun, mă limitez așa să vă spun că sunt un om foarte emotiv.
Mereu hai să facem așa câteva mai ce viraje, mai... cum e? Hai să-ți arăt așa cum e, cum e un zbor adevărat. Bă, că să trecem de lac. Nu. Dar ce, nu poți înnota, da? Chiar nu pot. Și apoi și apa e rece acum, da, te înțeleg. Și apa e rece. Bereal. Uite cât e de frumos. Uite cât e de frumos zboră. Spuneați că vin băieții ca să-și ceară fetele căsătorii de aici. Da, da. Dar cred că sunt șoate și se refuze zborul așa mai. Nu, nu refuză niciuna. Zice, băi, dar mă urc iar în avion. E mai și glumesc de altă. Zic, uite, ori accept, ori te urc iar în avion. Mai bine acceptă, da? Da, da. De frică, zărman, de acceptă. Ăsta e lacul bot, na? Cât costă acest avion? Avionul ăsta, din câte știu eu, că nu eu l-am cumpărat, a costat vreo 60.000 de euro în 2008, când a fost cumpărat. Unde e fabricat? În Cehia e fabricat. Cehii sunt o țară aviatică extraordinară. Cehii sunt foarte buni și este... Avionul ăsta îmi place foarte mult. Eu am mai zburat și cu alte avioane, dar avionul ăsta e de tehnologii moderne și foarte bun. Și acum intrăm la aterizare. Anunțăm turnul de control. 009 joining to left base for landing 3-4. Anunțăm fiecare mișcare. M-ați speriat acolo. Unde? Deasupra lacului. Și când spuneați că apă rece, eu nu pot înnota. Dacă mai vreau să fac emisiuni. Cât timp ne-ar trebui să ajungem de aici până la Sângerei? De aici până la Sângerei ne-ar trebui, în funcție de direcția vântului, ne-ar trebui 50 de minute sau o oră. Data viitoare zburăm până la Rădoaie, în satul meu. Ok, da, ok. Zburăm pe deasupra. Multă lume vrea să zboare pe deasupra casei, da. Asta e o plăcere. Cum te-ai simțit în zbor? Foarte fain. Domnule Mocanu, care sunt planurile de viitor pentru viața publică? Eu încă sper că va fi o situație în care eu voi reuși să schimb lucrurile în Republica Moldova, dar pentru oamenii care consider că eu nu fac nimic în acest sens pentru că eu nu sunt votabil deocamdată, le spun că asta se poate întâmpla, dar poate să nu se întâmple. Dar de ce spun lucrul ăsta? Pentru că eu nu voi ceda. Nu voi ceda în sensul că să mă apuc să vorbesc lucruri plăcute pentru oameni sau să le spun lucruri care ar fi din categoria populismelor, doar ca să mă votez. Eu aș dori să fiu votat și eu aș fi sigur, eu sunt sigur că aș putea să schimb lucrurile dacă aș fi unul din conducătorii acestui teritoriu, acestei comunități de oameni, dar în condițiile cauzei pe care o promovez eu, nu în orice condiție. Nu în virtutea unui populism care până la urmă nu mă aduce nicăieri. Trei concluzii de ce ați rămas să locuiți în Republica Moldova? Am rămas să locuiesc în Republica Moldova pentru că eu mi-am făcut o cauză din lupta noastră pentru civilizarea acestui teritoriu. Eu sunt cetățean român și văd acest teritoriu în componența România, am și un program politic în acest sens. Eu cred că aș fi putut să trăiesc în orice colț al lumii, dar alegerea mea până la urmă a fost pentru cauza pentru care lupt eu. Eu consider că e corect să rămân și să lupt aici în continuare. De asta, pentru asta am luptat și la război și politic. Plus, eu am un anumit confort, o anumită comunitate aici. Zborurile tot sunt un factor care mă țin aici. Plus, vreau să vă spun că doi băieți ai mei care sunt mai tineri și care aveau probabil perspective mult mai mari ca ale mele să plece, sunt și ei prinși de locul ăsta și sunt ambii aici în Republica Moldova. Eu nu sunt în sensul ăsta foarte... Eu mă consider un om care aș putea să trăiesc în orice colț al lumii.
Domnule Mocanu, noi vă mulțumim că ați dat curs invitația noastră și vă urăm mult succes în activitatea noastră publică și zboruri multe și line. Mulțumesc mult! Sunt mulți din cei care aleg să facă politică în haită. Alții însă au curaj și aleg să lupte pe cont propriu, asumându-și toate riscurile și rateurile. Pentru unii, Sergiu Mocanu este o persoană incomodă. Pentru alții, un exemplu demn de urmat, mereu la înălțime. Sunt Viorel Furculiță și ne revedem data viitoare cu un alt erou născut în Moldova.